Veștile îngrozitoare privind atacul terorist de aseară de la Nisa ne-au marcat pe toți. Tragedia lovește din nou Franța, o țară greu încercată în ultimul an și jumătate. Transmit cu această ocazie un mesaj de condoleanțe tuturor familiilor îndurerate. Le doresc. Multă sănătate celor care au fost răniți și asigur poporul francez de solidaritatea României. Sunt în strânsă legătură cu autoritățile pentru a am asigura că cei doi români răniți primesc toată îngrijirea de care au nevoie. Acest flagel al terorismului care urmărește să semene frică și deznădejde nu va reuși să dezbine Europa. Nu va reuși să dezbine Europa în a lupta și a crede în valorile libertății și în valorile democrației.